Bună seara, dragii mei, și bine v-am regăsit! Mă bucur să fim și în această seară împreună, mai ales pentru că am ales ca subiect cultura. Cultura care în ultima perioadă în orașul nostru am beneficiat din plin de asta și ne bucurăm foarte tare. Despre subiectul din această seară vom discuta cu invitatul meu special, domnul Valentin Vasilescu, colaborator al Palatului Culturii Teodor Costescu, un actor cu care noi ne mândrim, un regizor și un om de cultură în general. Mulțumesc. Bună seara și bine ați venit la noi! Sărbuna, bine v-am găsit! Până acum ne înțelesem bine, acum ne luăm la ceartă de la aperitiv. Ce se întâmplă? Am rugămintea, prin noastră și prin telespectatori, vreau să fac o rectificare. În primul rând, față pentru mine. Om de cultură este ceva. Artist, plastician, actor sau scriitor, pohet, orice ar fi, este cu totul și cu totul altceva. În Turnul Severin, eu cel puțin, cunosc un singur om de cultură adevărat, de valoare, de rafinament cultural, de cultură excepțională, de o cultură excepțională, de o valoare deosebită. Este vorba de profesorul Dan Buciumeanu. Ăla e om de cultură. Și mai sunt și alții. Dar ăla este, cum să zic, pentru mine, imaginea clară, clasică, omului de cultură, omului care a trăit prin cultură, pentru cultură. Artistul e altceva. Artistul poate să nu fie om de cultură. Chestia asta cu aici facem cultură, eu când aud, mi se străpezesc dinții, mă apuc așa o chestie. De ce? De exemplu, un mare artist pe care îl cunosc, am avut ocazia să merg la dânsa acasă, este doamna Domnica Trop. Nu poți să-i spui nici în glumă, muma Domnica, mumu, ești om de cultură. Nu! Dar e mare artist. Da. Chiar am văzut-o în săptămânile trecute la Baia de Aramă. Foarte frumos. Impresionant. Este artist, așa cum este Dan Buciumeanu, om de cultură. Da. Și mai sunt alți artiști. Nu trebuie să... Am cunoscut sculptori. Eu aveam un prieten la București, pe Momi, care citea cărți, el fiind sculptor. Citea piese de teatru, eu întrebam, de unde știi tu, de cine ești ăsta? Habar n-aveam de ei. Pe unde îi găsea? În românește, în franțuzește, nu conta. El citea. Dar n-are nicio legătură cu... Era pasiunea lui. Pasiunea. Fiecare are un hobby. Sculptor. Așa, bun. De asta, să nu vă supărați pe mine, că am făcut această deosebire. Eu am făcut o apreciere. Vă mulțumesc, rămâna. Știți ce se întâmplă? Cultura este în felul următor. Ce rămâne peste 50-100 de ani? Aia e cultură. Da. Acum vorbim de cultura aia de acum 100 de ani. Acum putem să vorbim de cei care au făcut cultură, aia în urmă cu 100, cu 150, cu 200, cu 1000 de ani. Da. Și în general suntem apreciați post-mortem, așa, din câte am văzut. Suntem apreciați și în viață. Și acum mai este încă o chestie, doamnă. Dacă nu ne apreciem noi unii pe alții, atunci cine? Nu ne mai apreciază nimeni. Vedeți, noastră, eu de foarte multe ori am deranjat cu ideile mele și cu părerile mele, dar acum, dacă am deranjat până acum, cum am zis, când am avut ocazia să merg cu vara mea sus la sus în vârful muntelui să-l căutăm pe domnul profesor Constantin Noica, așa a zis, zic, domn profesor, n-am avut, uite, am citit așa, răzleț, am luat așa, țin-o tot așa, poate iese. Dacă până acum așa a fost, tot țin tot așa, poate iese. Poate deranjez în continuare pe alții și cu aceste idei și cu aceste... Ca să comunicăm, trebuie să știm de ce. Discutam noi înainte, cea mai importantă întrebare pe lumea asta este de ce. De ce, da. Dacă nu știi de ce, vezi-ți de treabă. Toată lumea știe cum. Toată lumea. N-am născut cu toții. Pardon, nu cum. Pardon, că cum și de ce-ul, nu cum. Ce-ul. Ce-ul. Ce trebuie să facă președintele? Ce trebuie să facă primul ministru? Ce trebuie să facă? Ce trebuie să facă primarul? Ce trebuie să facă? Dar cum știi? Pentru că toată lumea zice să ne dea. Ce să vedea? Să ne dea. Căldură, de fapt. Da. Dar tu, ce ai făcut tu pentru oraș?
Orașul, tu ceri să facă ceva pentru tine. Dar tu pentru... Și așa și în cultură și în chestia asta. Să știți că avem artiști în oraș. Și ei trebuie respectați ca atare și luați ca atare. Dar nu trebuie acum să-i transformăm în zmei. Nu sunt zmei. Suntem oameni, suntem normali. Cu cât suntem mai normali, cu atât putem să comunicăm mai mult. Și cu atât, întrebările la... Răspunsurile la întrebările de ce și cum le putem găsi împreună. De asta am făcut acest proiect pentru care m-ați chemat și vă mulțumesc foarte mult și noastră și postului noastră de televiziune și prietenilor mei de aici care sunt dincolo și se uită la noi și ne fac regia de emisie. Pentru că dacă nu ne strângem, dacă nu încercăm să fim normali și să vorbim firesc, ce avem de făcut? Ceva pentru oraș. Ceva pentru oraș și mai ales acum că avem Palatul Culturii, care sigur, e o locație destul de frumoasă în care putem să desfășurăm multiple activități. Este o locație frumoasă. Este ofertantă, spații. Ar fi păcat să nu profităm de tot ce ne trebuie oferă. Trebuie să-l folosim. Trebuie să-l utilizăm. Palatul Cultural, cetatea, turnul care acum e închis. Dacă se va da drumul, când se va da drumul, nu știu, nu da. Sunt în... Turnul care funcționează de sute de ani și care n-a fost nicio problemă până acum. Acum am înțeles că problema ar fi cu ISU. Cu... Da. Da. Da, nu mă amestec, nu știu. Să comentez chestia asta. Ce vreau să comentez, în schimb. Despre asta, eu împreună cu colega mea, doamna Dacela Mâțu Rotaru, am făcut acest proiect, Clubul Artelor Open Mind, după ce am discutat cu cei de la Palatul Culturii, noi fiind colaboratori la Palatul Culturii, și ei au spus în felul următor, Consiliul Local și Primăria intenționează o deschidere a instituției noastre către tineri. Ok. Spațiul l-am găsit, am stat, ne-am gândit și am făcut Clubul Artelor Open Mind. Când a auzit un prieten, m-a luat cu englezii. Nu e vorba de englezii. Asta mă gândeam. De unde e ideea acestui nume de Open Mind? Imediat vă povestesc. Copiii știu toți ce înseamnă Open Mind. Da. A trebuit să-i traduc eu lui fimea ce înseamnă Open Mind. Asta așa este. Open Mind. V-ați gândit că prinde mai bine la ei? Spre ei ne uităm. Da. Spre ei ne uităm. De ce? Stând de vorbă cu colega Dacela, stând de vorbă cu ceilalți cu care vom colabora, pentru că acest Club Artelor vrea să facă multe ateliere. Atelierul, să zicem. Care sunt partenerii în acest Club al Artelor? Cine? Palatul Culturii, Primăria și Consiliul Local, dumneavoastră, alți prieteni din mass media. Avem, deocamdată, știți ce vrem să facem? Vrem să facem prima întâlnire a clubului luni, în data de 3 luni, 3 octombrie 2016. Da. 3 octombrie 2016. Am zis bine. Nu că pe Facebook am scris greșit. Se editează. O să le editez și așa mai departe. Da. Și să ne întâlnim cu toții. Ne invităm prieteni, ne invităm oamenii cu care vrem să colaborăm, ca să le spunem ce vrem să facem și că vrem să facem împreună cu ei. De ce vrem să facem acest lucru? Aș vrea ca fetița mea, care acum se uită la televizor, care este obsedată de telefon, ca toate coleguțele ei... Da, asta este era în care trăim. Bun, de acord. Dar vreau să știe, fata mea știe, dar vreau să afle și alți copii, și alți tineri, că în afară de această chestie, care e foarte bună, mai sunt și altele chestii. Cărțile, mai sunt... instrumentele muzicale. Am făcut, fac o paranteză, îmi plac așa multe parantezele extraordinare. Am făcut o avantpremieră la Clubul Artelor cu elevii liceului de arte, secția muzică. Au venit copiii talentați acolo. Și eu am lucrat de foarte mult. Un chef la pianină, la viorică, au cântat nu cu fast, nu cu prezentări, nu cu pregătire. Pur și simplu au venit și au cântat pentru rudele și prietenilor. Și au chemat rudele și prietenilor. A fost extraordinar. A fost de un relax. A fost nemaipomenit. Ei relaxați, au cântat bucățelele cu tare, cu doamna profesoară, cu
instrumentuțele, au venit părinții, un părinte a întârziat și copilul a cântat la vioară până a văzut pe Taso că a venit-o. Extraordinar! Extraordinar! Vedeți, noastră, chestiile astea sunt foarte importante. În afară de asta, mai trebuie să comunicăm și direct. Asta este problema de comunicare acum pentru adolescenți, pentru tineri. E o problemă de comunicare, pentru că singurul mijloc de comunicare este mediul ăsta online. Foarte puțin reușesc să comunice pe cale orală. Da. Noi vrem, tocmai asta vrem. Avem, de exemplu, un alt colaborator al Palatului Culturii, colegul Darko, va face atelierul de teatru. Vedeți, noastră, l-am văzut azi un tânăr de la liceu, doamne, m-am uitat special. N-a sunat telefonul, n-a scos telefonul. Când ați venit noastră. Da, făceați repetiții. N-a sunat, da. Ei făceau repetiții. Și-a spus textul, a învățat. Vedeți, noastră, ca să afle copiii că mai există și altceva. Și acel altceva poți să-l găsești și cu telefonul, și cu tableta, și cu laptopa, și cu desktopa, așa mai departe. Dar să știi că există și altceva. Există. Nu vrem să învățăm nimic, de fapt. Vrem să ne întâlnim cu ei. O colegă de la Palatul Culturii, o doamnă, haioasă așa și foarte simpatică așa, a avut o expresie super, mi s-a părut, de moto. Zice, de la el cu telefon până la ăla cu baston. Adică vrem să vină toate categoriile de vârstă. Nu, acum nu facem numai pentru copii. Tot felul de acțiuni, tot felul de intercomunicări. Cum să zic? Ateliere, că nu se mai zine cercuri, nu se mai spune asta. Ateliere. De mult. Workshop-uri ateliere. Mai nou. Dacă tot ai cu open mind. Da, workshop-ul. Da, workshop-ul, da. Așa, ateliere de creație plastică, ateliere de creație de învățat dicție, de făcut asta. Am vorbit cu un prieten foarte bun de al meu, pe care îl cunosc, pe care îl respect de foarte mult timp, pe domnul profesor Tudor Rățoi, va veni să prezinte pentru cei interesați povești istorice, de exemplu, din perioada Evului Mediu. Cum e cu cetatea, cum e cu tare, ce zic unii, ce zic alții. Un bun orator care trei ore cred că ar putea să vorbească. Corect, și are și ce să spună. Da. Așa. Deci facem mai multe ateliere cu care să... Vedeți, noastră, în perioada medievală, că tot avem cetatea aici și așa, artele începeau așa, gramatica și se termina cu geometria. E, dacă îl chem pe... Dacă eu dau anunț acum și zicem, facem un flash mob la clubul artelor, gata, veniți băieți, că facem gramatică. S-ar putea să nu prea vină. Deci, am schimbat. De ce? Ne-am upgradat. Da. Cum ziceți noastră, trecem de la cercuri la workshop-uri. Da. Bun. Ne adaptăm în funcție de timpuri, da, și de cerințe. Da. Discutam azi cu prietenul Doru, ăla n-are televizor, nu se uită la mine, nu contează. Prietenul meu, Doru. Doru meu de muncă. Prietenul Doru. Și spunea în felul următor, că și el e tot de aceeași părere ca și mine, de-aia vine și el acolo. Ce s-a întâmplat în clipa în care a apărut tiparul? Da, să vă dați seama ce dezamăgire, ce cădere pentru ei care copiau iluminiurile alea extraordinare în locurile alea din speciale, scripturium, stăteau și scriau și copiau cărți după cărți. Da. Și a apărut tiparul și au zis, gata, s-a terminat cultura. Nu numai că nu s-a terminat, s-a și împrăștiat de n-au mai putut să mai să ține la ea. Asta, nu trebuie să te domine atâta tot. Da, de ajutat ajută. Toată chestia este că oferă foarte multă informație, numai că tu trebuie să știi să o selectezi. Asta e problema. Asta este problema fiecăruia. Da. Noi vrem să le spunem că există foarte multă informație și să le spunem cam pe unde ar fi. Cam pe unde ar fi. Am întrebat azi pe cineva, nu ieri pe cineva, un plastician. Zic că ai auzit de Horia Damian. Nu. N-am auzit. Mare artist plastic român care a trăit în Occident. Iar fac o pauză.
Dar asta îmi dați câte... Eu n-am cum să vă dau câte un vân, acum că avem între noi un picior de birou. Dar faceți cumva, faceți o chestie, faceți așa sau... Nu, eu vă întreb ce vreau, dar mi se răspunde ce doriți. Corect. Doamna, uitați, acum pe 24, doamna Nina Ceranu, o mehedințeancă trăitoare la Timișoara, scriitoare, cu cărți recunoscute și apreciate, a lansat o carte la cetate, la Fortul Cavalerilor. N-a fost o cetate. Îi spunem în cetate pentru că folosim atât de greșit cuvintele. Nu ținem cont de chestia asta, doamne. Și dacă îți bagi joc de cuvânt, dar să știi ce valoare are și ce vrea să spună de fapt. Și după aia schimbă-l tu. Da. Dar să știi exact ce stă de desubt acolo. A fost un for, n-a fost o cetate. Etimologia. Cetatea, ce spuneți? Etimologia. Etimologia, corect. Și a venit doamna Nina Ceranu, au scos o carte de grup, au și un club la Timișoara. Asta e extraordinar, că puteți să mai colaborați, puteți să mai curați o idee. Cel care a scos cartea și a avut ideea temei despre dragoste, domnul regizor Ion Cărmăzan, a fost și de surpriză. Ne-am întâlnit după ani de zile. Bineînțeles că atunci când ne-am văzut, parcă nu ne-am mai... Dar el trebuia să plece, luni a început o nouă filmare, mă rog. Dar asta de vorbă, am apucat să stăm de vorbă, am apucat cu tare, cu tare, cu tare. Și acolo am văzut o chestie nemaipomenită. Oamenii au nevoie de aceste lucruri, de a se întâlni, de a interacționa viu, direct, de a comunica în mod direct unii cu alții. Le-a plăcut. Mai ales că s-a făcut și un ritual cavaleresc. Noi avem o comanderie templieră în Drobeta Turnul Severin, actuală. S-a făcut și un ritual cavaleresc. Le-au plăcut doamnelor și domnilor de acolo. Extraordinar. Erau așa... ravisante, așa erau... Toate lucrurile astea, noi trebuie să avem grijă de ele. Și să le dezvoltăm pornind de la ideea de ce. Am stat de vorbă cu domnul Ion Cărmăzar. Dânsoare este președintele OARF-ului. OARF-ul este Uniunea Artiștilor, Regizorilor și OARF-ul, ceva din film. Da. Mă rog, ceva cu film. Creatorii din film, mă rog. Și a zis, facem, dregem cu tare. Am pus așa câteva treburi un pic cap la cap. Mi-a zis, cum am, zice, pauză de film, te chem la București, stăm de vorbă cu tare. Ok. Colega mea, doamna Dacela Mâțu Rotaru, a fost, nu de mult, duminică. Vineri, sâmbătă și duminică, a fost la București. S-a măritat nepoata. Nepoata fiind Ada Condescu, actriță româncă, dicișa de la noi, de la Severin. Olteancă de-a noastră. Olteancă de-a noastră, severineancă de-a noastră. În seara asta am spus, vezi, Daci, că mă duc să, așa, îi dau telefonul ăla. I-a dat telefon. Uite, așa, așa, așa. Pentru că este un om special, Ada Condescu, Ada Mitulescu acum, și nu trebuie să deranjăm nici cea mai mică. Da. Și mi-a zis așa, vin la Severin cu tot dragul. A dat Daci la telefon, i-a spus și Daci m-a sunat pe mine și mi-a spus. Pentru că am amintiri din copilărie, de foarte multe ori a venit aici la bunici și și-a iubit și bunicul iubește foarte mult și pe bunicul, care sunt convins că se uite acum, domnul profesor, la noi. Așa. Dincolo de toate amintirile din copilărie, datorită rugăminților mătușii mele și din prietenie cu Valentin Manda. Vrem să facem, să aducem filme românești, să le arătăm că dincolo de filmele pe care le văd ei, pe toate device-urile astea, sunt filme bune românești, domnule. Ea a jucat în filme, este actriță româncă, a jucat în filme românești, dar a jucat și în filme din Germania, în cinematografia europeană. În asta. Vrem să aducem să vină și ea, să vină domnul regizor Mitulescu și să facem o seară, să vină copiii să vadă... Cu o prezentare după care să... Sigur că da. Dar da. Să știe copiii, mă, există și dar noastră, Igișa. Da, da. Ca așa dacă te uiți numai la cutare, la cutare și la nu știu ce
ca să nu stricăm atmosfera, tinere care apar pe la nu știu ce televiziuni, cu tare, nu știu ce. Nu e și numai manele, și numai, mai există... Sau dacă puteți facem o chestie... Eu sunt convins că am să găsesc, că pot găsi într-un Severin 2-3 profesori de muzică cu care să facem o seară de manele. Povestind istoria manele. Nu știe nimeni istoria manelei. Istoria manelelor, da. Când a apărut? De ce a apărut? Cine a adus maneaua? Influențele, da. Păi dați seama. Și să ascultăm. Ce cânta Barbu Lăutaru? Manele, doamne. Da. Dar de atunci, cu Psihimu, erau ale epocii. Și după aceea se poate face orice. De ce? Asta trebuie să știm. Dacă nu ne propunem un punct, bălângărim așa, facem proiecte dintre astea faraonice. Degeaba facem proiectele dacă nu ne-am stabilit un scop și niște obiective pe care să le atingem. Da. Singurul și cel mai important scop pentru toți, artiștii, oamenii de cultură. Pentru toată suflarea severineană, este orașul Severin. Da. Asta trebuie să fie scopul. Nu-l avem pe ăsta, nu știm unde mergem. Nu știm unde mergem. Dar mergem așa în orb. Vine unul și zice, așa, eu am stat de vorbă cu cineva, mă rog, cu o persoană. Și ne-a trecut prin cap, stând așa de vorbă noi la o cafea îmbunătățită, cum să vină, mă, lumea? Cum să-i faci, mă, să vină aici, în turnul Severin? Pe Clisura, anul viitor, sunt așteptați 50.000 de turiști. Dom'le, ăia 50.000 trebuie să treacă pe aici. Să mănânce. Să doarmă. Să aibă unde să doarmă. Să cumpere ceva, să cumpere amintiri, să cutare, ce. Să ducă și în Clisura. Să... Pentru că asta e cel mai important lucru. Păi ar fi și păcat să nu profităm de zona asta favorabilă în care noi suntem. N-are nicio legătură zona favorabilă. Iar vă dezamăgesc. Îmi pare rău. Doamnă, mai de mult pe vremuri, cineva zice să faci un film despre turnul Severin. Am stat 3 zile și 3 nopți, m-am gândit, bă, faci un film, să-l dau afară. Faci un film, păi să-l dăm afară. Mă rog, după 3 zile, nu mai interpretez, după 3 zile și 3 nopți, mi-a picat fisa. M-am dus și am zis, doamnă, o familie de englez vizitează Severinul și vedem Severinul. Aia, dragă, zice, acum vrei să te vezi tu Anglia. Ce să spun? Dar las că-ți dau un englez de aici. Nimeni nu știa. Și nimeni nu știe. Sper să mai trăiască domnul englez. Este la marginea orașului cu lângă. Are casa lui, românca lui, copiii lui. Și a stat de vorbă cu englezul. Care venise în urmă cu 10 de ani, Icișa. Și Acilișa a rămas. Deci era tot de-al nostru. De-al nostru. Dar cu ochii lor. Zic, spuneți-mi ce v-a plăcut cel mai mult și cel mai mult și ce v-a plăcut cel mai mult și cel mai mult de la turnul Severin. Ce credeți că a spus? Oamenii. Oamenii. Al treilea loc. Bravo. Clima. 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 Doamnă, lumea se uită altfel la noi. Păi englezul credeți că se uita la teatru? Când aiau de 700 de două 700 de ani teatre. Da, așa e. Nu, doamnă, altceva. Nici peisajul, nici clădirioaiele cu care ne... Nu, doamnă. Ce credeți că a fost a doua chestie pe care mi-a spus-o englezul? Că i s-a părut extraordinar într-un Severin. Macadamul de pe strada mare. Piatra care cubică. Care l-am spus. Piatra cubică. Da, știți de ce? Pentru că la ei în Anglia... Orice orășel care are piatră cubică, da, o stradă cu macadam, e oraș de tradiție. Da, pam, pam. Exact. Exact. Hai să dăm cu piatra în geam, apropo de manele. E, da. Uite. Nu? Noi n-am mai păstrat tradiția. Și a treia a fost omul. Ce-mi place la voi aici, intru în crâșmele voastre cam pam. Și toți oamenii sunt veseli. Beau cu ei, de n-avem nicio... Bineînțeles că omul era din Yorkshire și îmi traducea nevastă, sau eu nu mai înțelegeam nimica. Că tot discutând și discutând, el vorbea în engleză foarte înaintată, în rad, și eu, ce să spun, vorbeam în engleză de obosit să-mi cu mine.
Dar am înțeles că, de fapt, lumea se uită la noi altfel, doamnă. Superficial. Ne uităm toți. Doamnă, pe mine nu mă interesează să le fac educație. Pe mine interesează să vină colea, să stee, să se ducă în paburile noastre, să se ducă să plimbe cu... Asta înseamnă că trebuie să le oferim și niște condiții ca, să, ca noi să beneficiem la povestea, rândul nostru, doamnă, de niște beneficii. Da, în primul rând și povestea. De ce vine omul în Turnul Severin? De ce vine omul în Turnul Severin? De ce să vină englezul, francezul, germanezul și tailandezul în Turnul Severin? Trebuie promovat. Pentru și că... trebuie să ne legăm un pic de istorie. Poate. Poate de istorie. Poate. Dar cum ne legăm? Aia cum? Nu știu, dar trebuie să facem, trebuie să, să venim un pic în, în secolul ăsta, adică să facem ceva modern, ca să, să prindă sigur bine la da. Public. Sigur că da. Modernism cu trimiterea în istorie, cu putare. Acum trebuie să vă spun un lucru. Povestea cineva în America, se face un festival medieval. În America. Da. Pe nu știu câte hectare. Demență, nebunie, cai, lupte, turnire, se mănâncă medieval, se trăiește medieval, se mănâncă. O săptămână de medievalism, încă nu știu care oraș din America. Ce treabă au avut ăștia cu medievali și cu turnirile? Nu contează. Exact. Produce banul. Există un orașel în Italia, mi se pare că Tomatino, Tomatimo, Tomatino se numește chestia, se bat cu roșii. 12 tone de roșii, se bat 3 zile sau o săptămână, 3 zile ține, sau o zi ține cafteala cu roșiile și o săptămână... Dar vă dați seama cât o vânzare, cât beneficiu, cât profit este acolo. Doamne, un an de zile aia trăiesc. După 3 zile de festival. Corect. Asta înseamnă să știi să gestionezi niște lucruri, să știi în ce să investești și ce să faci. De asta spun, împreună cu colega mea, cu... Da, revenim la club. Am făcut acest proiect și noi am mai pus în felul următor. Considerăm că trebuie să cuplăm. Cu cine aveți parteneriare? Cu ce artiști? Cu ce școli? Cum lucrați cu școli? Deci, cine pregătește? În primul rând, cu liceul de arte. Cu Paulian. Cu muzica. După aceea, v-am spus, cu domnul Rățoi... O să avem un atelier de limba engleză, așa, și sper să colaborăm cu dumneavoastră. Cu siguranță vom colabora și sunt convinsă că vom colabora și bine. Vom avea, deci, atelierul de... Încă nu ne-am... Doamnă, încet. Nu le-ați stabilit... Știți? Doamnă, nu am dat drumul la toate chestiile astea, știți din ce cauză? La noi, la Românași, e în felul următor. Să iasă extraordinar la deschidere. După aceea nu mai contează. După aceea, lăsă, găsim noi. Acum, când e la prima oară, când vine ăștia și filmează, nu doar. Încet, încet. Așa, ca ceapa, încet. Da. Și găsim, nu vrem chestii super de facat, nu. După părerea mea, cred că și acolo mers printre oameni și ascultat la o idee, două, și în funcție de cerințele lor, poate vin și autoria altceva. Sau doamna, a venit un vin diversi oameni care vor să colaboreze, nu? Da. Deja au început. Sunteți deschiși către orice propunere? Absolut, absolut. E club. E club. Da. Ne întâlnim la club. La club, exact. Vine unul cu o idee, vine unul cu o chestie, facem asta, uite, nu știu ce, mâine seară să facem nu știu ce. Vrem să facem cu tare, uite, oameni, să vedem cine poate să facă, cine are competența să facă această chestie. Pac, ia! Haideți să chemăm tineri, poate să vină cineva în vârstă, care să zică, eu vreau să fac așa. Ia mă nene și faci. Ca tânărul să vină individual, mă îndoiesc că vor fi foarte mulți. Sunt, nu trebuie să generalizăm, sunt destui tineri care sunt interesați. Aia care pe aia trebuie să-i găsim. Exact, dar mă gândesc că prin colaborări cu și parteneriate cu școli, cu diverse instituții, cu cred că va fi mult mai... Noi deocamdată am chemat prietenii și oamenii cu care vrem, care știm că poate să disemineze informația așa. După care începem, papa, a venit un prieten. Papa. Ce ca să-i strângi, zice, pe toți copiii ăștia cu telefon, cum vrei tu, zice, uite, îți dau o idee. Bine, ce idee? Faci un festival. Genială idee. Bun. Și cum îi strângem? Păi faci festivalul filmului cu telefon. Filmul de 5 minute cu telefon. Și ei de la 10 ani la 17 ani, pe categorii de vârstă.
Tema, prima temă. Severin e dragostea mea. Și pui. Premiul 1, premiul 2 și premiul 3. Îi strângi pe toți în fața teatrului. Păi cum? Adică să am... Adică ce? Păi tu știi, știi telefon Bengoza, mi fac cel mai tare film cu el, mâncați așa. Nu contează să-l facă. Să, da. Să ne arate ce îi place lui cel mai mult. Da, da. O să spuneți, da, dar de ce de duși idee? Nu am dat niciun fel de idee. Dacă eu unul așa mai băștept, să o ia. Da, să spună că avem dovada. Avem tape aici. Cine a avut-o? N-am spus colegul, pentru că nu știu dacă vrea să vorbesc despre el de la început. Un bun prieten de-al meu a avut această idee. Am rămas cu gura căscat. Bă, zic, eu am terminat școala de film și mie mi-a trecut prin cap. Bravo, mă, frate. Îți mulțumesc mult de tot pentru idee. Exact ce vă spuneam mai devreme. Asta înseamnă să te adaptezi la timpurile de azi. Club. Club. Club open mind. Pac! Se deschide minte. A venit domnul Rădulea. Acum, pe 3, când facem festivitatea de deschidere a clubului, avem și un vernisaj de expoziție, desen în cărbune. Domnul Rădulea, un om deosebit, un om serios, sobru cu tare. A venit, i-a dat telefon, domnul Rădulea, știu că aveți cu tare. Da, bine, păi zice, unde le punem? Uite, să le prindem așa, domnul Rădulea, n-avem voie să punem niciun fel de pioniză în periete. Da. Păi și atunci cum le prindem? Stat omul, zice, știu cum le prindem. Pa, s-a dus și a venit cu niște șipcuțe pe care le-a târnarăm pe lămpițe și a târnarăm câte 3 lucrări de fiecare. Da. Mâine vine cu un prieten și foarte bun coleg de-al nostru să le pună pe toate. Adică open mind. Să găsești soluția ca să îți faci expoziția și să nu strici pereții și zugrăveaua. Și eu sunt convins că sunt foarte mulți tineri care au foarte multe de spus. Exact. Sunt destui tineri talentați și în orașul nostru. Eu, dacă am tot lucrat cu diverse școli și am colaborat și pe partea cu televiziunea și pe partea cu Palatul Copiilor și am întâlnit o mulțime de tineri talentați care nu au unde să arate asta. Am încercat să-i promovez cât mai mult pe acești tineri. Dar au nevoie și de spații unde să-și promoveze lucrări. Absolut. Absolut. Am vorbit cu un prieten care este sculptor. Păi zice, am vândut toate sculpturile, n-am să fac. Și n-ai spus până acum! Vedeți, doamnă, nu știm să comunicăm. Da. Nu știm, nu avem... Nu toată lumea trebuie să aibă marketing cu un cap. Na! Cum, mă, prietene, că ți-ai vândut toate lucrările și n-ai spus, nu s-a făcut știre? Adică în orașul nostru n-am aflat că unul și-a vândut toate lucrările. Păi asta e chestie extraordinară. Da, mă, zice, dar după aia te întreabă ea. Și cu banii ce ai făcut? Exact. Opa. Păi stai-mă un pic. Nu le-ai vândut, mă, le-ai dat. Da. Și am pus un cuvânt care poate să însemne și a dărui și a vinde. Da. Fiecare a partea care vrea. Mă rog, așa ca poantă, ca discuție, ca vorbă, ca... și așa mai departe. E bine. Ia spuneți-mi, la Clubul Artelor va fi un program de la ora D la ora D? Dimineața și seara. Dimineața. În fiecare zi, de luni până sâmbătă. Dimineața vă gândiți ca și public, vă gândiți la vârstnici? Eventual. Ies la o plimbărică mai... La o plimbărică, să vină la o cafeluanță. Avem voie la cafele, la ceiuțuri și la ape perfect, minerale. Perfect. Cine vrea să fumeze să stea afară dacă e frig în frig, dacă e soare, de cafenea literară, așa cum e. Da, exact. Da. O să vă rog să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim. Așa de repede. Așa repede, uite ce repede trece timpul. Dar revenim repede. Doamnelor și domnilor, rămâneți aproape, ne întoarcem imediat.